În video ăsta vă povestesc despre un ungur care era de fapt ceh, care a inventat o cutie românească, care era de fapt americană, și care printa bani, și care de fapt nu făcea nimic. Românii sunt hoți, e o generalizare care m-a deranjat mereu. Dar nu pentru că e falsă, ci pentru că nu identifică clar problema. Toată lumea fură, dar alții nu sunt prinși la fel de des. De ce ne plângem de fapt e că românii sunt hoți proști. Escrocheria pe care vreau să vă povestesc, cu siguranță că n-a ajutat deloc la sedimentarea acestui sentiment față de poporul român. Deși pe certificatul de deces a fost notat ca ucenic de vânzător ambulant, Victor Lustig a fost unul dintre cei mai notorii escroci de la începutul secolului 20. Cele mai faimoase înșelătorii executate de el au fost vânzarea turnului Eiffel de 2 ori și motivul pentru care fac acest eseu video, cutia românească, sau The Romanian Box, scris cu U. Contele Lustig, cel mai probabil auto-intitulat, pentru că aparent el folosea undeva în jur de 47 de identități diferite, s-a născut în ianuarie 1890 în Imperiul Austro-Ungar, dar într-o localitate care astăzi face parte din Cehia. Deși a pretins mereu că e descendent al nobilimii aristocrate din Europa, se pare totuși că părinții lui erau pur și simplu țărani cu o condiție foarte modestă. Și Victor a lăsat de înțeles că a fost nevoit să fure ca să supraviețuiască, dar chiar și atunci și-a ales victime doar bogătani. Un fel de pseudo-Robin Hood, care fura de la bogați și dădea doar unui singur sărac, ignorând conflictul de interese. Cu toate astea, e destul de limpede că avea un talent pentru înșelătorie, pentru că în adolescență a dobândit și perfecționat un întreg arsenal de trucuri și escrocherii, de la holț de buzunare la înșelătorii cu cărți de joc și chiar tâlhărie. În anii 20, Victor Lustig a plecat în Statele Unite, fără a rata însă oportunitatea de a ușura pasagerii vaporului transatlantic de o bună parte din avere pe drum până acolo. Perioada asta de după Primul Război Mondial a dat naștere la o nouă tagmă de escroci, gentlemani, care nu se mai comportau violent sau amenințător, cu o conduită profesională pe care o împărtășeau și respectau, din care Victor Lustig făcea parte pe deplin. În 1925, Victor a mers la Paris. Nu știm dacă a plecat special cu planul de a vinde turnul Eiffel. Unele relatări spun că, fiind în Paris, a citit în ziare despre cum edilii au dificultăți cu întreținerea monumentului și asta i-a plantat ideea. Cert e că a plănuit-o foarte elegant și a pregătit hârtii cu antetul oficial al guvernului francez, a închiriat o cameră la Hôtel de Crillon, un hotel luxos și impunător în mijlocul Parisului, și a invitat acolo mai multe persoane din industria metalurgică și de fier vechi. În spatele ușilor închise, presupusul oficial francez le-a destăinuit celor prezenți, în secret, faptul că din mai multe motive, cum ar fi costuri ridicate de mentenanță și defecte din fabricație și alte motive politice, turnul Eiffel urmează a fi demolat, dar că au oportunitatea de a participa la licitația pentru fierul din care e construit, care era undeva la 7300 de tone. Victimele au fost speriate mai departe, dezvăluindu-li se că fac parte dintr-un grup restrâns care a fost ales pe sprânceană, pentru reputația fiecăruia de om cinstit de afaceri. Victor și-a ales ținta dintre cei prezenți în persoana lui André Poisson, pe care l-a simțit nesigur, complexat și cu o dorință arzătoare de a se face remarcat în cercurile restrânse din pătura de sus a Parisului. Ce e și mai fascinant, pe lângă faptul că Lustig a reușit să-l convingă pe Poisson să plătească suma de 70.000 de franci pentru turn, este că i-a dat de înțeles în același timp că el însuși ar fi un oficial corupt, dispus să primească o mică atenție pentru a-i asigura lui Poisson câștigarea licitației, pe care Poisson a plătit-o și pe aia. Cheia succesului acestui tip de escrocherie vine la final. Victor s-a bazat pe faptul că victima, sau ținta, așa cum erau numiți de către șarlatanii profesioniști, nu va merge la poliție de rușine că a căzut pradă așa unei înșelătorii ridicole. Și se pare că a avut dreptate, deși unele variante ale poveștii spun că André Poisson ar fi mers la autorități, unde a fost luat în derâdere, vezi Doamne, pentru decizia lui, așa că a renunțat la a depune vreo plângere oficială. Relatările despre viața lui Victor Lustig ne spun că el a mai încercat odată aceeași schemă și aparent a ajuns în punctul în care a convins un alt om de afaceri să cumpere celebrul monument, însă a fugit înapoi în state când poliția a fost alertată de ce se întâmplă. Se presupune că cea mai prolifică înșelătorie a lui Victor este The Romanian Box, un nume care ne spune cum neamul nostru era de pe vremea aia, la limita între obscuritate totală și o alură exotică, misterioasă, de nu se știe ce facă ei acolo cu vampirii lor. Contele prezenta cutia potențialelor victime ca un dispozitiv mecanic de precizie, care putea copia orice bagnotă introduce înăuntru. Detaliu subtil, care reprezenta sclipirea de geniu, era faptul că printarea unei noi bagnote dura aproximativ 6 ore și vom vedea mai târziu de ce consideră asta foarte important. Evident că dispozitivul nu făcea nimic, pentru că altfel am fi fost cu toți milionari azi. Mecanismul era simplu. În interior era deja o bagnotă identică cu cea introdusă, care ieșea afară după 6 ore, împreună cu originalul. Victor mergea apoi împreună cu ținta lui la bancă pentru a autentifica noua bagnotă și din momentul ăsta orice dubiu era spulberat.
Am căutat o grămadă pe internet poze, referințe sau descrieri despre această cutie. Nu se găsesc decât două poze recirculate constant, ambele greșit asociate cu The Romanian Box. Poza asta este de fapt o cutie muzicală în care cineva a îndesat niște bagnote pentru poză, iar asta este o poză cu o casă de marcat veche. Se vede pe unde casierul introducea banii și gaura pentru cheia patronului. Singura descriere pe care am găsit-o spune despre cutie că era destul de mare, cam cât un cufăr, și avea un compartiment special cu diverse manete, mânere și butoane, legată la nimic, evident. Revenind la înșelătoria în ansamblu, este impresionant cum Victor se ocupa de toate aspectele ei, de la cum alegea și cum intra în vorbă cu posibilele victime, până la cum a abordat situația când a fost prins de unul dintre cei înșelați. Un mecanism simplu, dar eficient, pentru a sparge gheața cu țintele, pe care nu-l inventase el, dar cu siguranță îl perfecționase, era să le fure portofelul sau banii din haină, folosind abilități exersate încă din copilărie. Apoi să returneze suma intactă sub pretextul că a găsit-o sau a observat-o când a căzut. În felul ăsta, persoanele vizate aveau deja o puternică primă impresie formată că acest conte misterios era o persoană cu inima plină de bune intenții. O altă etapă ce necesita abilități de jucător de poker profesionist era vânzarea cutiei. După demonstrație și autentificarea bagnotei, victima își exprima evident interesul pentru achiziția cutiei, însă Victor refuza și împingea refuzul ăsta cât de mult putea, crescând prețul de vânzare. Ăla venea și zicea, man, îți cumpăr cutia, este extraordinar cutia, dă-mi bani și asta, man, nu vând cutia asta, e ca ochii din cap puțin la cutia asta. Zic cât îți dau pe ea cât ai, nu vând sub niciun motiv. Și ăla tot, îți dau 700 de 800 și asta, bă, nu, tu nu înțelegi că nu vând cutia, ai nebunit la cap, nu vând cutia. Și asta, îți dau $1000, $2000 pe cutie. Hai bine, bă, dar nu știu dacă pentru 1200, ok, fie, iau cu 1200. Nu știu dacă asta era o sumă, dar sigur așa se decurgea discuția. Când, într-un final, accepta cu reticență tranzacția, escrocul austro-ungaro-ceh mai avea o ultimă ajustare de făcut cutiei, și anume să încarce în cutie câteva bagnote adevărate. Și aici ajungem la detaliul menționat mai devreme, pentru că Victor stabilise deja că duplicarea durează 6 ore, nou proprietar putea să printeze bagnote timp de cel puțin o zi până să se prindă că fusese înșelat, timp în care escrocul era departe. Cel mai amuzant lucru pe care l-am aflat legat de înșelătoria numită Cutia Românească a fost legată de un șerif din Texas, care a căzut pradă schemei, dar care apoi a plecat în urmărire după Lustig până la Chicago, unde l-a prins și l-a confruntat. Victor și-a păstrat însă sângele rece și l-a convins pe șerif că practic e prost și habar n-are să folosească cutia corect. E adevărat că a îndulcit rezolvarea și cu o sumă de bani, falși, cei drept, dar a reușit să scape nearestat, ceea ce jos pălăria. E evident că un om ca Victor Lustig trebuia să aibă și un ego pe măsura escrocheriilor pe care le punea în practică. Și asta l-a făcut să pună pe hârtie 10 reguli pentru cei ce vor să învețe arta înșelătoriei. 1. Ascultă cu răbdare, spre deosebire de a încerca să fii un vânzător guraliv. 2. Niciodată să nu par plictisit. 3. Așteaptă ca interlocutorul tău să-și exprime viziunile politice, apoi fii mereu de acord cu ele. 4. Așteaptă ca interlocutorul tău să-și exprime afinitățile religioase, apoi dezvăluie aceleași păreri și tu. 5. Sugerează subtil conversații promiscue, dar nu avansa decât dacă interlocutorul afișează interes vizibil. 6. Nu discuta niciodată despre boli decât dacă e vorba de a etala îngrijorare într-un caz special. 7. Nu fii indiscret niciodată. Interlocutorul îți va dezvălui el tot cu timpul. 8. Nu te lăuda niciodată. Lasă să se înțeleagă de la sine că ești important. 9. Fii mereu îngrijit. 10. Nu te îmbăta niciodată. Oamenii ca Victor Lustig n-au dispărut. Doar că azi, de cele mai multe ori, nu-i mai vezi, pentru că activează în domeniul digital. Sponsorii mă ajută să pot face videourile astea, iar sponsorul de azi s-a nimerit la fix cu subiectul. Acest video e sponsorizat de CyberGhost VPN, unul din liderii mondiali în industria de confidențialitate și securitate online cu peste 38 de milioane de utilizatori. CyberGhost VPN are ratingul excelent pe platforma Trustpilot. Primul avantaj al unui VPN la care te gândești e faptul că îți permite să accesezi platforme de streaming și divertisment care nu sunt disponibile în România sau conținut indisponibil. Dar la fel de important e și faptul că folosirea unui serviciu ca CyberGhost VPN îți protejează identitatea digitală. CyberGhost VPN e foarte ușor de folosit pentru a-ți ascunde adresa IP, iar cu noua conexiune criptată la internet poți folosi site-uri și conținut cu restricții geografice, spre exemplu catalogul Netflix sau HBO Max din alte țări, sau servicii indisponibile local, precum Hulu sau Peacock TV, sau conținutul din România dacă pleci în vacanță în străinătate, bogatule. Având peste 9000 de servere VPN localizate în mai mult de 90 de țări, practic poți să te bucuri de ce conținut online vrei, de oriunde ai fi. La ce am descoperit eu că e foarte folositor un VPN este în mod surprinzător la YouTube. Eu mă uit mereu la videouri și algoritmul cu ce recomandări primesc pe prima pagină s-a cam blocat.
Am descoperit însă că dacă folosesc un VPN, îmi apar și recomandări noi, pe care nu m-aș fi gândit să le caut singur. CyberGhost VPN este disponibil pentru toate dispozitivele. Îl poți folosi pe smartphone-uri, laptopuri, tablete, rutere, TV-uri smart și console de gaming. Iar cu un singur abonament poți să protejezi 7 dispozitive în același timp. Oferta specială pe care am primit-o pentru voi este o reducere wow de 83% pentru planul de 2 ani, care vine și cu 4 luni gratuite. Și oricum ai și suport specializat 24/7. Folosește linkul cyberghostvpn.com/micultoma, e și în descriere, pentru a beneficia de reducerea asta care e mai mare decât sunt eu mic. Din nou, linkul cyberghostvpn.com/micultoma, din nou și în descriere, și vei fi protejat pentru suma modică de 2,03 euro pe lună, care, sincer, e 2 euro, cine numără și 0,3. Adică la contabilitatea la CyberGhost îi numără, clar, că se adună. Da, pentru tine care faci vacanța în străinătate chiar contează? Sau mergi la căciulata la băi anul ăsta și de diferență ții VPN pe 18 ani? De asemenea, CyberGhost VPN vine cu o garanție de rambursare a banilor de 45 de zile, în cazul puțin probabil în care te răzgândești. În anii 1930, când marea criză economică începuse deja, contele Lustig, probabil dintr-o inconștiență pe care ți-o oferă doar disperarea, a pus la cale o înșelătorie ce îl avea ca țintă pe capul mafiot Al Capone. E din nou impresionant de cât sânge rece a dat dovadă Lustig în planul lui, care avea ca scop să obțină o sumă relativ modestă de bani de la mafiot. Așa că primul lucru pe care l-a făcut a fost să ceară 50.000 de dolari ca investiție într-o schemă dubioasă, care deja e foarte impresionant că a reușit să-l convingi pe Capone să-ți dea banii ăștia. Pe de altă parte însă, dacă ai notorietatea și puterea capului mafiot, nici nu ți-ar trece prin cap că cineva are curaj să te fure. Ba chiar dacă ai bănui asta, probabil tot ai da banii, să vezi ce se întâmplă, de fun. Lustig a fost însă foarte smart. A ținut banii într-un safe vreo 2 luni de zile, nu s-a atins de ei, apoi i-a înapoiat cu scuzele de rigoare, pretinzând că planul pus la cale a picat. Și apoi l-a convins pe Capone că a rămas fără bani pentru că investise tot în schema propusă și a obținut de la el câteva mii de dolari. Unii zic 1.000, în alte părți se zice vreo 5.000. Ultima întreprindere a lui Victor Lustig a fost o operațiune de amploare de a falsifica bani. A lucrat cu 2 asociați care se ocupau de crearea matrițelor și a banilor și a pus la punct o rețea impresionantă de cărăuși prin intermediul cărora distribuia banii. Și, cu toate că majoritatea poveștilor de stilul ăsta ne învață că cel mai slab punct al oricărei înșelătorii sunt oamenii, sfârșitul carierei contelui a venit dintr-o direcție neașteptată. Concubina lui, Billy May, a alertat autoritățile atunci când a aflat că Victor are și o amantă, care era și mai tânără. Adică, Victor a fost arestat în mai 1935 și, deși a reușit să evadeze cu o zi înaintea procesului, a fost prins o lună mai târziu și condamnat la 15 ani de închisoare, plus încă 5 pentru evadare. Fun fact! În Germania și în alte câteva țări, evadarea din închisoare nu e penalizată cu niciun fel de pedeapsă suplimentară, pentru că se consideră că e în firea umană să dorești libertate. Evident, atâta vreme cât nu încalci și alte legi în timp ce evadezi, cum ar fi să rănești pe cineva, să distrugi lucruri, etc. Victor Lustig a fost închis în Alcatraz, unde a murit în 1947, la 2 zile după ce a fost diagnosticat cu pneumonie. Un sfârșit anticlimactic pentru o viață atât de plină. La final, dacă vă plac poveștile de genul ăsta, vă recomand serialul britanic Hustle, care e o plăcere de urmărit atât pentru trucurile și escrocheriile prezentate, cât și pentru atmosfera și umor. Uitați-vă la el cu ochii că e bun, nu zic aiurea. Mulțumesc că te-ai uitat până la final la video-ul ăsta.